alegerile parlamentare, candidat pentru primăria Chișinău, pentru celelalte localități. Da, astăzi am fost invitat la ședința Consiliului Republican pentru a discuta pe mai multe subiecte care au fost incluse în ordinea de zi, dar eu am abordat două subiecte de bază. Primul, actul guvernării și în genere guvernarea, majoritatea parlamentară, guvernul, activitatea guvernului din ultimele două luni și ceva. Și doi, tot ce ține de alegeri locale. În ceea ce ține de guvernare, am făcut un schimb de opinie referitor la ultimele dezbateri publice pe unele subiecte care trezesc semne de întrebare. Am ascultat opinia colegilor. Colegii au menținut poziția că atunci când s-a luat decizia să mergem împreună în majoritate parlamentară, a fost o decizie corectă. Am punctat toți împreună că din acel act sau acord temporar de coaliție care a fost semnat între PSRM și Blocul Acum pe data de 8 iunie în plenul Parlamentului, în ședința Parlamentului, mai mult de 90-95% deja sunt îndeplinite, adică pentru ce a fost creată această majoritate parlamentară, deja în mare parte a fost îndeplinit. Da, trebuie să mai facem încă foarte multe eforturi la capitolul calitate și scoaterea unor oameni din instituții, dar ceea ce s-a propus ca pași primi a fost îndeplinit. Anularea sistemului electoral mix și așa mai departe. Acum trebuie să vedem ce va sta la baza colaborării mai departe. Am discutat despre elementele acordului, unele elemente care trebuie să fie baza acordului politic ce urmează a fi semnat în timpul apropiat. Noi considerăm că trebuie să fie semnat un acord pentru ca să înțelegem cum ne mișcăm mai departe. Vom acorda suport în continuare acestei majorități parlamentare în condițiile când determinăm care sunt pilonii de bază a acestei guvernări. Sunt și unele semne de întrebări. Noi considerăm că trebuie să ne axăm mai mult pe salarii, pensii, drumuri, ceea ce așteaptă oamenii, decât pe concursuri de dragul concursurilor sau să discutăm unele numiri în unele funcții. Oamenii așteaptă rezultate concrete, oamenii așteaptă salarii, pensii. Oamenii vor ceva concret, nu doar cine sunt într-o funcție sau cine altă. Mai puțin pentru oameni, simplu lucrul ăsta contează. În ce sunt de alegerile locale? S-a discutat unele elemente de strategie. Eu personal, împreună cu colegii din partid, am pe parcursul ultimilor 2-3 săptămâni, în afara orilor de lucru, am discutat cu fiecare organizație teritorială al socialiștilor, cu toată lista candidaților la primar de oraș, fiecare sat în parte, fiecare consilier raional. Am trecut toate raioanele. Avem stabilite, practic, pe 90-95% din toate localitățile din țară, candidați la primari, la consilieri sătești. În toate raioanele sunt deja candidații la funcția de primar al orașelor. Eu consider că socialiștii intră în această, sau au intrat deja în această campanie electorală bine pregătiți și vor obține un rezultat foarte bun. Ca termen, din ceea ce cunoaștem conform legislației, candidații la funcția de primar de municipiul Chișinău și Bălți și lista consilierilor municipali și lista consilierilor raionali pot fi înaintați după data de 30 august, adică astăzi nu pot fi aprobați, trebuie să fie aprobați începând cu 30 de august încolo. Candidații la alte funcții de primari de orașe, consilieri de orașe și primari de sate și consilieri de sate după data de 9 septembrie. Acest grafic este conform legislației, toate candidaturile sunt pregătite și acest proces va fi lansat imediat ce legislația permite. Cine este candidat pentru primăria capitalei? Acest lucru nu a fost discutat astăzi pentru că decizia de înaintare trebuie să se încadreze în acea perioadă începând cu 30 august. Deci oficial va fi votat la ședința Consiliului Republican pe data de 30 august, dar cum am menționat și anterior, decizia politică a fost luată și candidatul pentru municipiul Chișinău este domnul Ion Ciobanu. Dacă vorbim despre anumite numiri și procesul de depolitizare, vreau să vă întreb să ne spuneți ce credeți despre situația care s-a creat în jurul Curții Constituționale. O credeți acum depolitizată? Eu cred că politicienii trebuie să facă mai puține comentarii referitor la componența Curții Constituționale, în opinia mea. Odată ce și-au asumat politic înaintarea unor persoane politice, foști, actuali, membri de partid sau care au participat în campanie electorală de la partide, trebuie să-și asume și rezultatul. Eu am menționat de mai multe ori
cu diferite ocazii, inclusiv în plenul Parlamentului la sfârșitul săptămânii trecute, că ar fi fost bine să fie numiți în funcție cei care au câștigat concursul. Și să se abțină de la înaintarea membrilor de partid sau afiliați politici. Au luat o astfel de decizie, au înaintat, au votat pentru aceste candidaturi, asumat în plenul Parlamentului. Mai departe, mai puțin contează cine este președintele acestei instituții, pentru că are exact un vot ca și ceilalți. Are doar unele obligațiuni suplimentare, și ține de semnarea ordinului cu salariu și să nu cadă podul, să nu plăie în Curtea Constituțională. Mai mult nu are nicio atribuție suplimentară. Dar presiuni sau declarații în adresa lor noi nu putem face. Ei sunt, dacă vrem să avem o Curte Constituțională, ei sunt deja judecători. Orice declarație politică în adresa lor, asta este o presiune pe ei. S-a cerut demisia domnului Țurcan. Eu nu comentez acest lucru și, din câte cunosc, ieri a fost o decizie a Curții Constituționale. Am văzut publicat o hotărâre unde toți 6 membri a Curții Constituționale, în cadrul unei ședințe, au declarat că procedurile au fost respectate. Da, mai departe nu comentez ce este de Curtea Constituțională, pentru că orice declarație va însemna că noi facem presiune asupra lor. Dar credeți că depolitizarea s-a reușit? Da sau nu? Cei care și-au asumat înaintarea acestor candidați, ei trebuie să răspundă la această întrebare. Mai sunt alte întrebări? Da. Astăzi, Guvernul a stabilit pe data de 23 și 24 august vor fi zile de doliu național. De altfel, este și sărbătoarea care organizează președinția. Cum veți sărbători 75 de ani de la eliberarea? Cum va fi organizat un concert în timp ce va fi declarat o zi de doliu? Eu nu știu despre decizia Guvernului în acest sens. Din câte cunosc eu, astfel decizii se iau prin discuții și cu Parlamentul. Dacă vrem să facem zi de doliu, se face prin hotărârea Parlamentului. Din câte am văzut, astfel de inițiative la Parlament nu sunt. De aceea nu putem să comentăm dacă va fi sau nu zi de comemorare. Ceea ce ține de 24 august, așa cum tradițional în Republica Moldova se sărbătorește ziua eliberării de ocupația fascistă, noi, eu deja personal, la 10-le an organizez astfel de evenimente, vom organiza și în acestea. Am văzut scena. Din ce bani? Insistăm, pentru că la urmă nu doar vor fi... Păi nu președintele pune scena. Cine? Întrebați cei care se ocupă cu instalarea scenei. Eu mă ocup cu tot ce ține de partea privată, de partea protocolului președintelui, adică depuneri de flori, participare la șerpeni și așa mai departe. Restul este Compania Națională Iubesc Moldova, care și-a asumat și o să iasă colegii întrebați. Dar mai sunt alte întrebări? Nu vă interesează de unde vin banii okay. Și... Domnule președinte, am fost aliat de-al blocului acum. I-a cerut, de fapt, blocului să se disoceze de PSRM și de dumneavoastră, pretinzând că dumneavoastră și PSRM ați luat sub captivitate, de fapt, instituțiile statului. Lucrul acesta este imposibil de luat sub captivitate instituțiile statului și nimeni nu-și dorește nici din PSRM și nici din alte instituții de stat, eu sunt fiar convins. Referitor la declarațiile unor membri al blocului acum sau unor deputați sau altor, astfel declarații au fost, sunt și vor fi. Sunt foarte mulți oponenți acestui guvern, acestei majorități parlamentare și ei vor fi și în continuare. Pentru că mulți dintre ei au rămas în afara actului de guvernare, alții au rămas în afara Parlamentului. Miza lor este să provoace o criză guvernamentală profundă pentru a merge la alegeri parlamentare anticipate sau pentru a spera pe o reconfigurare a majorității parlamentare. Vreau să-l dau un mesaj foarte clar. Niciun fel de reconfigurări nu vor fi. Noi ne-am asumat și sper că acest lucru să fie și în acordul politic care trebuie să-l semnăm. Că nu facem niciun fel de majorități parlamentare cu alte partide decât cele care am convenit. Și nu acceptăm transfugi. În ceea ce ține de alegeri anticipate, eu poziția am menționat-o și vreau să o repet și cu această ocazie. Eu din start, când am început negocierile cu cei din acum, am spus că guvernarea trebuie să fie pe 4 ani. Ei insistau pe 2 luni. Eu cred că noi trebuie să fie pe 4 ani fără alegeri parlamentare anticipate. Câți vor susține? Pentru că următoarea întrebare ar fi și unii din deputații blocului acum fac declarații. Eu sper foarte mult că acel acord politic care trebuie să fie semnat și de deputații din Parlament, care susțin această majoritate, de la PSRM și la blocul acum. Și atunci vom vedea câți real deputați sunt în această majoritate. Consiliul Suprem de Securitate când va fi convocat? Consiliul Suprem de Securitate pe subiectul aeroportului Chișinău este convocat pentru ziua de vineri, la orele 13:30. Anterior, la începutul lunii iulie, ați declarat despre faptul că
Ilanșor ar fi încercat să vândă deja aeroportul unei companii din Federația Rusă. De ce nu ați convocat atunci, dar abia acum? Pentru că nu au fost niciun fel de mesaje că au fost vândute compania care deține concesionare. Ne vom clarifica, am înțeles că guvernul a întreprins câteva măsuri. Eu cred că ne vom securiza, pentru că dacă Comisia Parlamentară și Guvernul vor considera că a fost încălcată procedura la concesionare, eu consider că a fost încălcată, dar trebuie să fie demonstrat prin fapte. Eu cred că noi vom face tot posibilul și că acest contract de concesiune să fie anulat, indiferent cine este proprietarul companiei care a semnat acest acord. Este Șor sau este altcineva? Eu vă mulțumesc. Subiectul zilei de doliu se regăsește numărul 2 în pe ordinea de zi a Guvernului. Dacă va fi declarată data de 24 zi de doliu, concertul va avea loc? Pe data de 24 august noi vom sărbători eliberarea Moldovei de sub ocupație fașistă. Mai sunt alte întrebări? Da, întrebare. Haideți să ultima și merg. Trebuie să scrie că l-a spus pe domnul Ciurcanu, fruntea Curții Constituționale, ca să scăpați de concurența din PSRB. Nici n-am auzit de așa ceva. Care presă scrie? Dă să mă uit la... Mai multe presă scrie. Nu, domnul Ciurcanu este un profesionist, în primul rând. Un profesionist, un jurist bun. Mai multe aprecieri nu pot să fac. În ceea ce ține cine l-a pus și cum, nu o să știți, inițial eu am insistat să fie cei care au câștigat concursul de la Parlament. Și n-ar fi fost toată gălăgia asta. Unii au considerat că trebuie să înainteze politica. Au înaintat să-și asume. Și ei singuri și-au ales acolo președintele. Nu la lege Dodon, nu la lege Guvernul, nu la lege Parlamentul. Odată ce Parlamentul a dat vot de încredere unui jurist, unui polician, spuneți, că el este judecător la Curtea Constituțională și el a depus jurământul, păi care, de ce acum spuneți că nu-i bun? Dacă voi l-ați votat toți, păi mă refer la oricare. Voi i-ați votat împreună și acum spuneți că nu-i bun pentru că nu știu ce. Păi, dacă se iau unii pași în decizii, trebuie să le asumi până la urmă. Ați fost audiat de procuratură în privința finanțării socialiștilor? Vă interesează din ce bani? Eu vă mulțumesc. Haideți ca colegii din... Dar vreau să vă întrebăm despre bani. Eu am crezut că ați plecat deja. Nu v-a ajuns răbdare. Ce vrem să vă comunicăm? Noi am avut o ședință a Consiliului Republican, mai mult una organizatorică. În primul rând, era important să avem decizia Consiliului Republican. Partidul Socialiștilor va participa la aceste alegeri locale generale care vor avea loc pe toată țara pe 20 octombrie. A doilea, sigur că noi vom avea candidați pe care circumscripții pe aceste uninominale vor fi alegeri anticipate, zicem așa, sau din nou vor avea loc aceste alegeri parlamentare. Și noi am desemnat azi 3 candidaturi pe 3 circumscripții uninominale. Pe o circumscripție noi am luat decizia că n-are rost să risipim eforturile noastre și nu vom participa. Care circumscripție? În afară țării. Circumscripție ce? Asta a fost decizia Consiliului Republican. Noi am făcut alte măsuri organizatorice care trebuie să luăm cu desemnarea trezorierului, cu desemnarea cine va fi juristul partidului care va reprezenta partidul în relațiile cu Comisia Electorală Centrală. Sigur că am mai luat alte măsuri partidnice, organizatorice care le-am discutat. Am discutat despre situația politică. Informația a fost una, am luat act și de informația care a prezentat-o politică domnul președinte și noi am venit cu unele informații. Sigur că noi, partidul, suntem cei care suntem pentru că activăm într-o coaliție parlamentară. Am susținut acest guvern care activează acum, noi suntem dispuși în continuare să muncim în această coaliție și vom depune toate eforturile ca coaliția să fie menținută. Da, sigur că mai sunt unele momente, poate să le mai aprindeți voi, așa mai puțin, le mai dați, le turnați o leagă de benzină în foc ca să mai aprindă, dar oricum nouă să ne ajungă și înțelepciune și curaj ca să mergem înainte și să menținem această coaliție și alegerile locale să le petrecem corect în toată țara. De ce aici au fost reprezentanți din toată țara a partidului? Astea au fost deciziile, dacă colegii pot să mă mai... Cine sunt candidații? Cine sunt candidați pentru cele 3 circumscripții? E foarte interesant. Pe circumscripția de la Nisporeni este conducătorul organizației teritoriale de partid, domnul Pavel Artamonov. El a mai participat în circumscripția de la Nisporeni și când au fost 24 februarie.
Pe circumscripție 33 este doamna Svetlana Popa, membru de partid, activist, consilier municipal, care va... vicepreședintele fracțiunii și pe circumscripție cu Transnistria este tot fostul candidat care a luat un scor bun în Transnistria, domnul Vitali Iftodi, asta e Transnistria Sud, unde e orașul Binder. Astea sunt candidaturile, executivul politic le-a propus, Consiliul Republican unanim le-a acceptat. În capitală cine va candida? În capitală v-am spus că doamna Șnău. Asta urmează să mai avem. La dată de 30 vom convoca. 30 august noi urmează să convocăm Consiliul Republican, fiindcă asta nu s-a discutat astăzi. Cine va fi candidatul la Consiliul Republican, la municipiul Chișinău? Fiindcă 33 tot e Chișinău. Și eu am vrut să vă mai repet încă o dată Chișinău. Dar acelalți și pe 30 urmează să desemnăm și candidații la în consiliile raionale. De ce ne vom convoca într-o ședință și vom desemna cu candidații. Igor Dodon a spus ferm că Ion Ceban va fi candidatul pentru Chișinău. Eu nu pot să spun nimic, până nu am decizia Consiliului Republican. Trebuie să mă înțelegeți. Dar este candidatul. Dar este... Aici nu pun nimeni la îndoială și pun cel mai bun. Da. Până nu avem aprobat, de ce eu și nu pot să vă fac declarație. Și ulterior noi vom aproba și toți candidații pe ce ține de toate celelalte orașe, localități. Noi vom avea candidați practic în toate localitățile. Și... Astăzi deputatul Lilian Carpa a cerut demisia lui Vladimir Țurcan din funcția de președinte al Curții Constituționale. La fel a spus-o și ministrul Andrei Năstase. Ce ar trebui să facă Vladimir Țurcan și ce părere aveți despre tot ceea ce se întâmplă? Eu cred că Parlamentul când a desemnat și a asumat responsabilitatea politică a desemnat doi candidați așa cum prevede legislația. Noi, din partea Partidului Socialiștilor, fracțiunii socialiștilor, l-am desemnat pe domnul Țurcan. Cei de la blocul acum au desemnat alt candidat care a fost practic votat în Parlament și unul și altul. Mai departe, odată ce toți candidații, toți șase la Curtea Constituțională și-au depus jurământul, în prezența și a președintelor și a tuturor deputaților, ei nu mai au nici calitatea de membri de partid, ei nu mai sunt persoane politice. Eu când i-am felicitat pe toți candidații, le-am spus că ei au depus jurământul în fața poporului Republicii Moldova ca să apere Constituția. Ei nu trebuie să servească unui sau altui partid politic. De ce? Noi politicienii, odată ce ei au fost desemnați, nu mai avem dreptul, nici moral, nici etic, nici politic să ne implicăm în cei ce decizii care primesc Curtea Constituțională. De ce? Noi nu ne implicăm. Nu este corect să facem lucrul ăsta. Asta este poziția. Cei ce asumă alți politicieni este responsabilitatea lor. Eu niciodată nu o să dau indicații Curții Constituționale. Trebuie să ia o decizie sau alta. Ei sunt corecți sau nu corecți. Pentru domnul Țurcan au votat 4 membri a Curții Constituționale. Ieri, după cât s-a făcut publică informația, a fost reconfirmat votul, fiindcă au fost făcut și ei niște investigații, nu știu ce acolo, și toți au spus că alegerile la Curtea Constituțională au fost corecte. Eu nu mai am ce comenta la... Anterior, Curtea Constituțională era acuzată că servește politic Partidul Democrat din motiv că cel puțin 2 membri erau foști membri de partid. Acum vedem alte situații când sunt alți 2 membri, cel puțin 2 membri, foști membri de partid, dumneavoastră asta așa vedeți de politizarea instituțiilor? Noi astăzi am acceptat cererea domnului Țurcan și domnul Țurcan nu mai este membru de partid. Astăzi a fost examinat cererea aceasta la Consiliul Republican și nu mai este membru Consiliului Republican. Nu este membru din sâmbătă, de azi da, este de sâmbătă. De sâmbătă da. Nu este. Dar astăzi nu mai este. Care politizare? Nu merge vorba niciun fel de politizare. Ei trebuie să le dăm voie să muncească în continuare și să fie corecți în deciziile care le adoptă. Asta ce se cere de la dânșă. Eu asta vreau să vă spun și vreau să vă spun că domnul Țurcan este un profesionist care cred că nimeni nu pune la îndoială acest lucru.
Despre numărul de voturi, dacă tot ați menționat că pentru domnul Slocaran au votat 4 membri, zilele trecute doamna Liuba așa v-a spus că s-a votat pe dânsa, doamna Manole a menționat că nu a votat pentru domnul Slocaran, iar domnul Roșca, care a înaintat-o pe doamna Șova, spune că votul lui este evident. Nu vă trezește semne de întrebare? Stimați prieteni, nu ne implicăm noi în deciziile Curții Constituționale. Ei nu s-au înțeles acolo între dânsi. Ei ieri s-au convocat, eu am auzit care și pentru cine au votat din declarațiile membrilor Curții Constituționale. Toate cu votul a fost secret și nimeni nu are voie să facă aceste declarații. Eu așa percep lucrul ăsta. Dacă percepția în societate este absolut alta, nu știu. Da, Lili, până la urmă s-a reconfirmat. 4-6 vote au fost în acest... Ieri a fost reconfirmat. Acordate. Deci nu cred că există dubii. Că există unele neclarități sau situații mai puțin plăcute de punct de vedere politic, cred că ele trebuie să gestionate. Noi comunicăm chiar și astăzi, au avut loc mai multe ședințe în acest sens, inclusiv la nivel politic. Dar imixtiunea nu trebuie să aibă loc. Aici cert. Altfel o să avem aceeași situație care au fost până în prezent, când Curtea Constituțională a adoptat hotărârea online. Deci noi vă mulțumim, v-am expus poziția noastră, iată-ți doar. Pe domnul Tăceanu, Partidul Liberal Democrat din Moldova a declarat astăzi că în urma coaliției dintre PSRM și blocul acum Republica Moldova și democrația se află într-un mare pericol. Cum comentați? Dar nu pot să comentez nicicum. Nicicum nu-i comentez. Poate... Care e exact pericolul? Nu știu. De asta și întreb din nu știu. Pericolul a fost aici, a fost până acum, când statele, instituțiile de stat erau capturate. Dacă sunt situații, repet, mai puțin plăcute sau mai mult plăcute, e o chestiune care probabil și... datorită brezului dumneavoastră, ajunge să fie într-un fel sau altul mediatizat. Dar am zis, puteți spune liber orice doriți, fără ca să fiți persecutați pentru acest lucru. Asta e un atu foarte mare. Inclusiv la nivel de politicieni, inclusiv la nivel de oameni, fiecare poate să-și dea părerea asta, nu se înțelege prețul și democrație. Care vor fi elementele care constitutive a noului acord cu... Ele... Noi o să le facem publice. Da. Dar când va fi semnat? Noi o să vă comunicăm definitiv, atunci noi nu vrem să anticipăm ceea ce încă nu este semnat. O să semnăm, o să facem această semnare publică, dumneavoastră o să asistați, probabil că o să vă prezinte interes. Și atunci o să aflați toate detaliile. Noi nu vrem să tăinuim absolut nimic. De ce durează tot și acest proces? Pentru că de mult timp. În spate, eu. Nu sunteți mai modest în acest sens. Noi suntem gata chiar atunci să semnăm în față din asta. El este elaborat. Urmează pur și simplu. Dar cine nu este gata? Membrii blocului acum? Deci, reiterez. PSRM este gata chiar peste 5 minute. Ce vă împiedică să-l semnați? PSRM este gata. Nu ne-a întrebat pe noi. Care este disponibilitatea noastră?